se son nou pe Rocket League. Hai să vedem cum este. Deci mi-am pierdut rank-ul. Ba ia mi-aș piciorul, ba da mi-aș piciorul. Hai să vedem. Ah, ok, mi-am pus jocul în bară și mai nou jocul ăsta nu te mai bagă înapoi când începe meciul. Și doar împing pe aia. What the fuck? Hai să vedem. Bine că băiatul ăsta n-a fost de la nesimțit să dea 7 goluri, cât am fost eu AFK. Dar totuși o să mă bată pentru că nu e așa. Eu n-am mai jucat de pe data de 23 august și acum suntem pe 11 august? 11 septembrie? Cred? 11 sau 10? Nu, 11. Ah, da, suntem pe 11, deci. Și asta înseamnă că n-am mai jucat, deci hai să vedem ce putem face. Bine, la fel, bine cum am zis, bine că băiatul ăsta nu a fost de la Jeg, om jegos, să dea 7 goluri. Cât am stat și eu AFK, bine AFK, că nu m-a băgat în joc, că știți că în mod normal jocul ăsta te băga după. Gen, chiar dacă băgai jocul în bară, te băga înapoi. Nu știu ce s-a întâmplat, probabil de la nou sezon au făcut ei niște schimbări. Mie unul nu-mi place, dacă a fost schimbarea asta, pentru că acum e nasol. Dacă bai jocul în bară, cât timp ai dat eu și doar tu și nu ai idee dacă începe, dacă eu nu. Wow, ce nebun e băiatul ăsta, am pomenit. Și am văzut că sezonul, că da, să aveam joc în bară. Am căutat să văd, domne, când a apărut sezonul ăsta, domne? Și văd că a apărut pe data de 7 septembrie, deci a apărut de 4 zile. Domnule, ce făcusem și eu Diamond 2 pe competitiv sezonul trecut? Bine, m-am jucat 3 ore într-o zi cu Andrei și atunci a fost și când am făcut Diamond 2 și de atunci n-am mai jucat, vă dați seama. Ok, deci cu băiatul ăsta văd că e o bătălie destul de strânsă din câte se poate observa. Da. Și acum s-ar putea să fie gol? Nu, pentru că a ratat-o. Sorry, n-am vrut să dau în el, am vrut să dau în minge. What the fuck, bro? N-am avut nicio intenție să dau în el. Bine, intenția am avut, dar nu am vrut să dau în el. Ok, nice. Complicat, complicat. Că le are băiatul ăsta. Nu joacă de azi cu de mâine. Ok, se pare că n-am reușit să mă întorc și eu mai repede jur. Nice. Uai, bro, ce laut? Ce-o dai așa mine? Bravo, te grăbești. Am să dai un gol, am să mă bubui nenorocit. Ia te duzi pe boost. Credeam că ești mai speriat. O să dai direct în minge, dar se pare că nu. Ce au eu boost-ul? Doar pentru faptul că nu vreau eu să te las să dai. Și nu-i gol. Sau? E gol pentru că Cileanu, bro, sunt prea cel bossule. Am uitat să punem și camera. Ai, ai. Ziceam că să punem camera că tocmai ce am venit de la o filmare nebună de Minecraft și pe seria de Minecraft am zis că n-are rost să pornesc camera, să o țin pornită. Ah, uite cât m-am chinuit eu să dau un gol și uite ce face el. Bă, dar mereu se întâmplă așa, mă. Te chinui 3 ore să dai un gol, da? Te chinui 3 ore să dai un gol și după în 2 secunde îți dă și el un gol. Măi, tot timpul se întâmplă, mă, așa. Tot timpul, bro. Ai, că deja e nesimțire. Chiar e nesimțire, bă, micul ăla. Chiar a fost o nesimțire absolută. Cum, bă? M-am chinuit 4 minute și ceva să se întâmple un gol și după în 30 de secunde dă și el un gol.
Ce 30 de secunde, bă? Că e mult 30. 20 ceva, maxim, maxim. Hai, încearcă băiatul ăsta, îmi place. Golden Goat. S-a speriat și acum am dat gol. No. Ok, am furit boost-ul, nici nu fac o problemă. M-am dus prea în față, m-am dus prea în față. Ok, shoot. Am dat să frânești până a frâna mașina. Bine, cred că am frânat și de o sărbătă eu. Și probabil dacă frânam mai... De ce l-am dat golul ăsta, că am vrut să lovesc mingea, am ratat mingea. O nebune. Da, dar uitați-vă, s-a dat gol și am dat și gol, instant. Dar de ce se întâmplă? De ce, bă, norocul ăsta în viață, bă? Ce mai de căcat noroc pe care ai fost să-l ai? Mai înțelegeam, bă, dacă dai 3 goluri și după dai și, nu știu, mă, dar să dai, te chinui să dai un gol și după, în 2 secunde, dai și celălalt gol. E chiar o nesimțire de... Nedescris, domn. Și uitați-vă și voi ce mi-a făcut, că m-a blocat în poartă. Asta este... Ce să și zic? M-a blocat în poartă, m-a făcut căcat. Ai! Nu pot să le pot toate, domne. A zis thanks. Ce thanks, puiule, că m-ai blocat? Băgan! Bravo. N-are boost. Oh, nice, bro. Thank you, brother-e. Vezi că s-a nebunesc. Uite cum am jucat-o, băi. Și că 3000 IQ. Bă, n-am vrut să fac așa ceva niciodată, da? Dar și băi, ce s-a reușit. Ce performanță, domne. Ce performanță de nedescris. Asta ai să vezi și golul de ăsta acum. M-am grăbit. Da. Bă, v-am zis, bă. Dai un gol, se dă instant al doilea gol. Asta e mers în viață. Nu știu dacă ai observat. Asta e mers în viață. Ai n-ai mingea, dai la poartă. Da, nu știu ce logică are aceasta. Na, a dat gol, am dat gol. Eu dau gol, el dă gol. Ce se întâmplă? Bro, ce se întâmplă? Nu se poate. Cum se dice de la? Ce mama n-ai? Și acum am dat gol. Sorry. N-am putut să dau. Dar nu știu, mă, cum îi fac să-i inimerez pe ei. Ok, apuc gustul, nice. Și uite că nu-i gol, dar... Perfect. Uite ce plain simt, că nu m-am grăbit și am știut. Am încercat să-l scot în același... Savage, nice shot. Thank you, brother-e. Știu, mă, n-aveam ce să fac, doar să încerc să dau în minge, cum era și el pus, dar să... Vorba aia, s-o scot de-n poartă în felul în care eram. Mi-a ieșit? Mi-a ieșit, ce mai? Ok. Și... Se mai întâmplă și de-asta. Ok, mă mir că am nimerit-o, să fiu sincer. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Mai șop. Ai, se mai întâmplă. Bă, da, de ce mi-a scăzut la 54 de frame-uri? Stai, ce? 54,10 frame-uri. What? Bine, da, uite-te și tu. Cum se dă gol din greșeala voi, boșilor, voi. Are 4-5 goluri și are... Cu 20 de puncte mai mult decât mine. Și am 4 goluri.
Te bă, la o parte, bă, omule, bă! Nu știu cum am luat busul, da, mă bucur. Ok, mai e un minut 20, totuși se poate. Totuși se poate? Se poate, bossule. Se fucking poate. Hai de-o, 5-5, bă, dar ce meci intens, mă, să n-am poate de altele. What? Sorry, thank you, nu știu ce vreau să zic. Am vrut să zic thank you că a scos el gen, dar... Da! Oh, nice! Ioi! Mulțumesc Dumnezeu! Dumnezeu e cu mine! Dumnezeu e român! Nice, m-a dat într-o parte să nu mă bubuiască. S-a grăbit? Mamă, dar totuși a salvat-o. Totuși a salvat. Ioi. Ionică, stai Ionică. Nu da Ionică. Ioi, nice. Scoate-o. Scoate-o, bagă, scoate-o, bagă. Dă-i în ea, nice. Dă-i în ea așa. Lasă-o să țină cât mai mult în el, să stea până să termine în aer, brodere. Ah, what? Ce? Asta e că e 5-5, bro. Băi, de ce am avut impresia că am câștigat? Nu știu că am așa de chill, bro, nu știam că ești așa de chill. Du-te, bă, de aici. Tu am păcălit pe mine singur, bro. Deci mi-a boost ăsta. Ok. Unul meu nu prea are boost. Ok, acum are, dar am și o minge mai bine pusă. Ok, nici o fel de problemă. Și nu-i gol. Îmi place cum se mișcă mingea asta, nu mai e la el pe colț, dar o să de aici o să ducă direct la mine în poartă, nu știu dacă o să știți chestia asta. Ok, o să fie. What? Thank you. No problem. Wow. Nu știu ce a vrut să fac, ia. A vrut să scoată. Ok, thank you, bro. Oricum, bă, un mic interesant. Mic interesant. M-am dat 14 centrări pe poartă, bossule. 14 centrări. Bă, un meci de zile mari, n-am ce zice. Și cam asta a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Dacă mai aveți episoade în continuare, iar noi, desigur, ne auzim pe data viitoare. Salut, bă!